Edilul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că prețul căldurii furnizate populației în această iarnă va fi același ca și în anii trecuți, de 185 de lei pe gigacalorie. Măsura va fi pusă în practică prin subvenționarea prețului energiei termice de la bugetul local, chiar de va însemna un efort bugetar semnificativ. Lucru pe care vreau să-l aduc la cunoștință sucevenilor, și în acest an prețul gigacaloriei la Suceava rămâne 185 de lei pe gigacalorie, prețul plătit de populație. Am spus un lucru care nu s-a întâmplat în ultimii 10 ani, chiar dacă nu avem cazuri concrete sau foarte multe cazuri. Am văzut domnul director Dumitrescu, administrator special, a prezentat că au fost câteva rebranșări. Vreau să vă spun că vin oameni care se interesează ce ar trebui să facă să se branșeze din nou la termică, la serviciul de termoficare centralizat. Eu sunt convins că măsura în care va reuși această negociere care se află în curs și este o negociere destul de dură, cu ghilimele de rigoare, sigur fiecare își apără avantajele lui. Eu sper ca să finalizăm, să putem ajunge la un contract încheiem cu firma Termonet, care facem negocierea conform legii, și sigur nu e nimic secret acolo, dar conform legii este o licitație în curs de derulare. Evident că la sfârșit comisia de negocieri va prezenta un proces verbal, un raport. Acest raport va fi aprobat în Consiliul Local. Problema producerii energiei termice la un preț rezonabil este rezolvată. Prin realizarea noii centrale termice pe biomasă, mai trebuie luate măsuri ca și transportul și distribuția să fie modernizate, astfel încât să se reducă costurile, apreciază șeful Administrației Publice Locale sucevene.